Președinte, declarația de astăzi are ca temă România și Comisia Europeană, acord de parteneriat 2021-2027. În perioada anterioară, 2014-2020, în cadrul politicii de coeziune, România a beneficiat de aproximativ 23 de miliarde de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social European. Printre programele principale care au fost finanțate se numără Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Asistență Tehnică, cel de capital uman și Programul Operațional Capacitate Administrativă. Recent a fost semnat acordul de parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, acord prin care vor fi investiți în România în perioada 2021-2027, 43 de miliarde de euro din politica de coeziune constituită din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime. Acordul aduce în vedere importanța dezvoltării și a competitivității economiei, precum și aspecte ce țin de tranziția verde și digitală. De asemenea, politica de coeziune cuprinde și proiecte de investiții ce țin de modernizarea sistemului de sănătate, dezvoltarea infrastructurii de transport, precum și combaterea sărăciei și măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă. Prin urmare, fondurile puse la dispoziție în acest exercițiu financiar vor oferi oportunitatea de a securiza finanțarea dezvoltării și calitatea marilor servicii publice. Până acum s-a stabilit calendarul lansării pentru apelurile de proiecte, astfel că ghidurile solicitantului destinate fiecărui program finanțat vor fi publicate în dezbatere și apelurile de proiecte vor fi lansate în cursul anului 2023. Mai mult decât atât, separat de acordul de parteneriat, România a transmis Comisiei Europene cele 16 programe operaționale legate de politica de coeziune și primul, aprobat deja în august, este Programul Operațional Asistență Tehnică. Celelalte programe depuse, precum programul de transport, cel de dezvoltare durabilă, programul incluziune și demnitate socială, programul educație și ocupare, cel de sănătate, programul creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare și cele din urmă, programul de tranziție justă, au primit observații din partea structurilor Comisiei și se află în analiză și revizuire, obiectivul principal fiind acela de a obține aprobarea acestora până la sfârșitul anului în curs. Astfel, pentru actualul exercițiu financiar, politica de coeziune va susține mai ales investițiile publice aferente obiectivelor de tranziție ecologică și digitală, o Europa mai inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială, o Europa mai aproape de cetățeni prin sprijinirea proiectelor de investiții ce își asumă dezvoltarea și modernizarea domeniilor de importanță majoră națională. Mulțumesc!